Eveniment important dedicat tinerilor la Râmnicu Sărat. Este vorba despre zilele tineretului râmnician, care vor avea loc în perioada 14-22 august și vor reuni nenumărate acțiuni, competiții de mini-fotbal, beach volley, cupa Râmnicului la șah, cupa tineretului la darts, concurs de fotografie urbană, schimb de cărți în zona centrală a orașului, dar și alte activități atractive. În perioada 14-22 august, continuăm tradiția, vom avea peste 15 evenimente locale, mai bine de 300 de tineri implicați din comunitatea locală. Vom începe weekendul acesta cu o competiție de mini-fotbal. Avem o sumedenie de activități de educație non-formală, de asemenea și Biblioteca Municipală ca și partener, Direcția Județeană Tineret și Sport care ne ajută. Pentru buna desfășurare a evenimentului, tinerii voluntari din Râmnicu Sărat s-au dedicat total, dând dovadă nu numai de implicare în viața comunității locale, ci și de creativitate și multă energie. Diferite echipe de tineri, de voluntari, care vor face pasul de la ceea ce înseamnă a fi voluntar la componenta de organizare. Ei se organizează și au creat grupuri de WhatsApp și au creat structuri ale organizării activităților și, foarte important, participarea este liberă. Așteptăm cât mai mulți râmnicieni, cât mai mulți tineri din comunitatea noastră să ni se alăture, deoarece sunt activități care îi dezvoltă atât în plan personal cât și în plan profesional. Cu prilejul zilelor tineretului râmnician, Centrul Europe Direct va organiza o conferință cu tema Viitorul Uniunii Europene. Organizăm activități de asemenea și cu implicarea Centrului Europe Direct. Avem două conferințe la care îi așteptăm, conferințe despre viitorul Uniunii Europene, foarte importante în a înțelege rolul și rostul nostru și de asemenea și misiunea în contextul prezent, dar mai ales viitor al Uniunii Europene. În acțiunile organizate de Zilele Tineretului Râmnician sunt implicați peste 300 de tineri din Râmnicu Sărat. Participarea la toate evenimentele este liberă.